mergem mai departe și vorbim despre doi oameni care trăiesc de 15 ani o frumoasă poveste de dragoste. Daniela Gheorfi și George Tal încă nu au ajuns în fața altarului, însă au o relație mai unită ca niciodată. Care este secretul relației perfecte? Aflăm chiar acum de la cei doi. Apoi ne întoarcem și discutăm. Cum era viața voastră înainte să vă cunoașteți? Nu neapărat că nu s-a schimbat. Eu nu consider că dacă te căsătorești sau dacă ai o relație, trebuie să fie un chin. Nu pot să spun că, eu știu, după ce am terminat liceul sau când am avut pretendenți, nicotdeauna am avut pretendenți, îți dai seama. Deci, eu nu cred acest lucru. Da, am fost primul bărbat, sunt sigur. Am fost fată mare. Da. Am fost căsătorită. E clar, am fost curtată, am avut prieteni, nu știu, n-am fost niciodată adepta relațiilor de o vară, de o noapte, de asta, dar se mai întâmplă, nu știu, să spui că, spre exemplu, îți place de cineva, nu știu, te curtează nu știu cât timp, ieși la un cico, la un suc, te duci mai departe și să-ți dai seama că nu e ce trebuie și atunci... Poate nu-i place lui, poate nu-ți place ție, n-are sens să stai într-o relație doar de dragul că, mamă, acum gata, am cunoscut pe cineva. Nu știu dacă am... În adolescență ai suferit din dragoste? Prima iubire? Fii sincer. Da, pot să spun că am mai suferit din dragoste, dar am avut noroc că am avut o mamă care m-a dus foarte repede cu picioarele pe pământ și că nu niciodată n-am luat decizii dintre astea să fug de acasă, să nu știu ce, să-mi pierd mințile pentru un bărbat. Nu, niciodată. Adică am fost foarte echilibrată și țelul meu în viață nu au fost băieții, ci a fost faptul ca să mă realizez, să scap de sărăcie, să fiu cu mama mea cât mai bine, să am carieră, să fiu o femeie independentă și acum lucrul ăsta se vede la noi în relație. Adică eu sunt o tipă foarte bine ancorată cu picioarele pe pământ, înfiptă și atunci nu accept orice, oricum sunt femeie, trebuie să tac din gură. Ori sunt, ori nu mai sunt. Mai există gelozii între voi? Normal, uite-te la noi. Da. Serios? Da. Bine, acum e altfel gelozia, adică numai este, una este să fii la geloasă la 18 ani și alta este să fii gelos la 50 de ani, când ești matur, când... Acum altfel privim lucrurile și oricum mult mai detașat, adică... Păi și când iubești trebuie să fii gelos, la o, adică nu? Adică, dacă ești indiferent înseamnă că nu ai sentimente. Dar care dintre voi este mai gelos? Daniela. Da, m-aș fi gândit că George, pentru că Daniela este în atenția publicului. Eu mă pot controla foarte ușor. Asta vreau să zic, eu sunt pe față. El este sub, știi, sub acoperire. Dar ce și le facem? Da. No. Noi suntem, cred că, hai să zic eu, poate sunt mai geloasă, dar suntem amândoi, cred că, la fel. Nu cred că... Dar de ce ești geloasă? Sau pe ce, mai bine zis, ești geloasă? Îți dai seama că dacă, spre exemplu, aș afla sau dacă aș ști cu siguranță că George nu știu ce ar face sau ce, nu pot să spun că mi-ar fi indiferent. Categoric. Pentru că nu aș accepta. Sau dacă l-aș prinde sau că se uită la nu știu cine, eu sunt cu el și... Da? Dar nu se întâmplă așa ceva. Nu se întâmplă pentru că deocamdată mă respectă. De 15 ani suntem împreună, avem un copil, avem o relație foarte normală, nu suntem căsătoriți, apropo de lucrul ăsta, fetelor, deci este flăcău. Da. Nu, dar ne creăm o anumită libertate pentru că avem nevoie de ea și atunci libertatea în sine e foarte importantă într-un cuplu. Și bineînțeles comunicarea e foarte importantă. Dacă l-aș prinde cu cineva, așa i-am și spus, dar dacă iubești pe cineva, dacă se întâmplă să te îndrăgostești, nu trebuie să stai cu mine nici pentru Maria, nici pentru casă, nici pentru nimic. Hai să vorbim despre altă temă acum. Eu te duc la acea persoană, la acea fată și zic, luați-l.